Accident de muncă la un centru de dezmembrare auto și prelucrare de fier vechi dintr-o Beta Turnu Severin. Un muncitor de 48 de ani a ajuns în stare critică la spital în urma unei explozii urmată de desprinderea unui tambur. La fața locului s-au deplasat pompierii alertați de producerea unui incendiu. Ajunși la locul evenimentului, au găsit un bărbat în stare de inconștiență cu multiple plăci craniene. Muncitorul de 48 de ani a fost transportat de urgență la spitalul județean dintr-o Beta Turnu Severin, însă șansele de supraviețuire sunt minime. Pacientul este într-o stare foarte gravă, este cu politraumatism, cu șoc hipovolemic clar, bănuiesc și o hemoragie internă. Acum vedem ce și cum. L-am găsit inconștient, plăci craniene deschise multiple. Starea în orice caz este foarte gravă. La fața locului am găsit un incendiu la tamburi cu hârtie presată, cu posibilități de propagare la toate materialele din curtea depozitului și un bărbat inconștient, dar cu semne vitale, preluat de Zmurd și Saj, ulterior transportat la UPU de către Saj Mehedinți. În urma acestui incident, ITM Mehedinți va demara o anchetă pentru a se stabili cauzele care au dus la producerea acestui incident și cine se face vinovat de acest eveniment. Între timp, bărbatul a fost transferat la spitalul din Craiova.